Încă o dată vă spun tuturor, bun venit! Ne aflăm la un început de tabără, avem deja o temă, cred că deja este bine cunoscută, a fost interesantă, este interesantă, suntem curioși, cred că suntem curioși să vedem ce tratează ea, tema generală sau genericul acestei tabere. Nu era sub o formă de întrebare. Știe cineva genericul taberei? Cum? Nu știe nimeni. Sau poate deja toți au trecut de faza asta sau nu trebuie să vă pun să ridicați mâna că deja îmi dau seama de ce, să zic, câți sunteți deja care ați trecut de faza asta și câți nu. Nu sunt așa mulți pe care să nu le pot cunoaște cât de cât așa viața până aici. Și îmi dau seama că pentru voi și pentru noi toți, subiectul acesta este un subiect provocator. Nu? Ești pregătit de logodnă? Și din acest generic, în prima seară, în seara aceasta, ne vom ocupa de un subiect și anume vorbim despre prima întâlnire. Eu am avut și un text moto la tema aceasta din Cântarea Cântărilor. Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoase ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oși sub steagurile lor? Sigur că este un verset din cartea lui Solomon, din Cântarea Cântărilor. Este o carte care în tinerețea, în copilăria fiecăruia a stârnit curiozitatea. Eu pot să vă spun despre cartea aceasta că nu ajunsesem încă în studiul meu, în studiul Bibliei până acolo, când într-o sâmbătă, un văr de-al meu, mai mare, mi-a arătat niște versete. Zice, ia uite-te ce scrie în Biblie. Nu știusem eu ce scrie în Biblie și am găsit acolo că erau niște lucruri așa interesante pentru vârsta aceea, curioasă. Eram curios. Și sigur că am citit toată cartea Cântarea Cântărilor. Am mai auzit o întâmplare despre cartea Cântarea Cântărilor într-o biserică din Banat, într-o biserică de o altă denominațiune. A rămas în urmă cu mai mulți ani, mi-a povestit un frate predicator care încă trăiește, este pensionar și el era copil la vârsta aceea, când a auzit la întoarcerea, la adunare, după amiaza, ei țineau duminica, la întoarcerea, la programul de după amiază, în duminica aceea, s-a auzit un pic de gălăgie pe acolo, erau discuții între frați, între surori și până la urmă s-a aflat că în perioada dintre programul de dimineață și programul de după masă, a rămas acolo o soră în vârstă care să mai întrețină focul. Era perioada de iarnă. Și toți își lăsau Bibliile acolo, majoritatea își lăsau Biblia acolo. Când au venit frații la adunare și au găsit Bibliile răvășite și încă ceva. Din Biblie, erau smulse paginile cu cartea Cântarea Cântărilor. Acum, sigur că acolo sunt o serie de versete care trezesc curiozitatea, care trezesc interesul. Cred că fiecare dintre noi am auzit teme legate de acest subiect din cartea Cântarea Cântărilor lui Solomon și majoritatea temelor aduceau în interesul sau în atenția noastră un sens spiritual al acestei cărți din Sfânta Scriptură. Și mai cu seamă spuneau că se face referire la relația spirituală dintre Domnul Iisus și biserica sa de pe pământ. Cu siguranță că are și această aplicație. Dar prima dintre ele, prima aplicație sau sensul care a fost dat atunci când Solomon a scris această carte în experiența vieții lui, deși împărat și
eu știu, multe, multe tinere, chiar spune la un moment dat în această carte că zice, fete de împărat și-ar fi dorit să stea la dreapta ta. Și până la urmă, Cântarea Cântărilor, cartea aceasta este dedicată cărei fete, cărei tip de fată, din ce spiță de neam, mă rog, nu spune, dar așa cam din câte am citit, din ce categorie socială ne dăm seama că este tânăra respectivă, care era dedicată scrisoarea lui Solomon în Cântarea Cântărilor. O tânără simplă, umilă, nici măcar, să zic, eu știu, arătoasă, așa cum spune, zice, sunt neagră, spune la un moment dat, nu? Dar era frumoasă pentru el și vorbește acolo despre relația pe care el a avut-o sau ceea ce a simțit, ceea ce au simțit ei unul față de celălalt. Acum, subiectul din seara aceasta spuneam că este despre prima întâlnire și mă gândeam la un text moto. Nu am găsit altul mai potrivit. Cu siguranță că fiecare, dacă ar fi făcut tema aceasta, ar fi făcut-o într-un fel, ar fi personalizat-o, nu? Ar fi făcut-o în felul lui personal. Eu m-am gândit la această, la acest text, la această referință biblică și anume că există în viața fiecăruia un moment în care apare prima întâlnire. Un moment în care el sau ea se văd, se privesc pentru prima dată. Un moment în care, spuneam eu acolo, se declanșează cumva un sistem de alarmă al iubirii. Apar niște furnicături, crește viteza sângelui, nu, te încălzești, după aia te răcești deodată, nu? Ați trecut? Să vă întreb care ați trecut de faza asta? Nu ne referim doar la acea întâlnire stabilită deja, la ora D, la data D, în colț, în parc, nu știu unde, să ne întâlnim. Nu e vorba doar de o asemenea întâlnire. În tema de astăzi aș vrea să înțelegem momentul sau punctul în care ochii se întâlnesc cu cineva, față de care începe în întregul corp o serie de transformări, apeluri, niște senzori se activează și ceva începe să se miște acolo în noi, în fiecare dintre noi. Acum, trebuie să, adică nu e neapărat să vă întreb dacă ați trecut de faza aceasta, dar cu siguranță că au fost momente în care s-a întâmplat lucrul ăsta. Să vi se opresc ochii, să zăbovească ochii asupra cuiva, să primești în același timp răspunsuri la eu știu, privirea ta, la apelurile pe care le faci într-un fel sau altul. Și aș vrea să înțelegem dacă este importantă prima întâlnire sau nu. Cât de importantă este, ce aducem în acest subiect sau care este preocuparea mea atunci când am primit această responsabilitate de a pregăti o temă legată de prima întâlnire și ne dăm seama că ceea ce ne interesează pe noi nu este părerea experților în tainele seducției. Nu venim și nu aducem aici și nu discutăm despre ce spun experții în sensul acesta. Nu ne interesează de asemenea nici tehnici de a crește chimia între două persoane când se află în pragul primei întâlniri. De asemenea, am putea spune că nu suntem preocupați nici despre cum să te prezinți la prima întâlnire, ca băiat sau ca fată. Ce să spui, ce să nu spui.
ce să aduci, ce să nu aduci, ce gesturi să faci sau pe care să le eviți, sau dacă să fii punctual sau cât de mult să te lași așteptată ca fată la prima întâlnire. Nu, acestea sunt lucrurile care ne preocupă pe noi. Ceea ce cred că ar trebui să preocupe pe fiecare tânăr care își dorește ca prima întâlnire sau frumusețea și palpitațiile și ceea ce trăiești la prima întâlnire să se continue în tot restul relației de căsătorie cu acea persoană, apoi acest lucru sau aceste criterii sau aceste principii noi le găsim unde? În două surse de cunoștință sau de informare, de cunoaștere. Biblie și Spiritul Profetic. Acestea sunt, acesta ar trebui să fie obiectivul nostru sau sursa noastră de informare și de cunoaștere și de pregătire chiar și pentru acest pas. Spuneam că au fost momente în viața fiecăruia, chiar și în viața celor mai mici, când au început să simtă ceva. Vedem adesea imagini sau eu știu ce postări de care îți vine, la care îți vine chiar să zâmbești la un moment dat, când te apășește micuțul, nu? Și se duce și prinde o fetiță cam de aceeași înălțime cu el, care la fel de instabilă și ea, și o prinde puternic și o sărută, nu? O trage la el și o sărută. Spuneam, se întâmplă ceva și se petrece ceva în momentul acestei prime întâlniri. Și de aceea trebuie să înțelegem că, deși fiecare caz este special, este diferit, este unic în felul lui, există, spuneam, totuși niște criterii generale pe care putem merge și există un moment, spuneam, când apare în scena vieții tale sau în derularea vieții tale apare un chip, o ființă, o persoană care îți trezește un anumit interes și acest interes este de așa fel încât spuneam că se poate întâmpla anumite modificări și transformări la nivel fizic în corpul tău sau al nostru. Este sau nu importantă prima întâlnire? Ce spuneți? Este importantă sau nu este importantă prima întâlnire? Putem trece cu ușurință peste momentul acesta? Sau acest moment, cu adevărat, ar trebui, din punct de vedere biblic, să reprezinte ceva, să reprezinte un început pe care apoi să-l continui cu aceeași intensitate, cu aceeași bucurie, cu același fior, cu aceeași trăire. Și dacă ați văzut vreodată și dacă v-a plăcut vreodată să vedeți la 80 sau 70 și ceva de ani doi bătrânei, sau poate a fost un lucru comic pentru unii și au început să râdă, nu? Când au văzut doi bătrânei că se țineau de mână sau poate cu grijă unul l-a ajutat pe celălalt, apoi să știți că totul a început unde? La prima întâlnire. A fost un moment când a avut loc aceasta. Cu siguranță că deja câțiva mi-au spus și așteptau să le, cu interes tema asta, să le povestesc eu despre prima întâlnire, prima mea întâlnire. A fost un moment, într-adevăr, în care a avut loc prima întâlnire. Spuneam, cazurile nu se potrivesc la fel la toți, pentru că unii au crescut poate în aceeași comunitate, în aceeași localitate, nu? Care apoi mai târziu s-au căsătorit. Și n-a fost un moment în care, eu știu, s-o fi văzut pentru prima dată și să punctezi în felul acesta data, ziua, ora, locul, nu? Ca mai târziu când treci pe acolo să simți același fior și aceeași trăire. Mie mi s-a întâmplat să trec de câteva ori prin locul acela, este undeva în nordul țării, în Ardealul de Nord, și sunt câțiva aici din Ardealul de Nord, în Ardealul de Nord, la o nuntă, a fost momentul în care eu am văzut-o pentru prima dată și, bineînțeles, și ea m-a remarcat. Am aflat mai târziu că exact în momentul acela,
când am privit-o pentru prima dată și a fost doar, să zic, o secundă, o secundă jumate sau două maxim, pentru că eram la intrarea unui cămin cultural. Nunțile pe atunci se țineau în cămine culturale. Înainte de Revoluție, nunțile tinerilor din poporul nostru se făceau în corturi. Majoritatea se făceau în corturi. Nu aveam acces la căminile culturale, la serviciile culturale din țara noastră. Dar după Revoluție am avut această posibilitate. Și atunci n-au mai făcut părinții corturi pentru nunta tinerilor, acelor doi, ci s-au transferat, să zic, întreaga procesiune a nunților după Revoluție, în primii ani după Revoluție, în căminele culturale. Era un cămin cultural care avea o prispă așa cu niște stâlpi, 4 sau 6 stâlpi, 3 de o parte, 3 de alta sau 2 și 2, mai rețin exact detaliul ăsta, o să trec pe acolo și o să vă îl dau până la urmă dacă cineva este interesat. Și eram acolo pe holul acela, la intrarea aceea, și pentru că mai era ceva timp până să înceapă nunta, m-am dus cu verii mei cu care am fost prezent la nunta aceea. Am dus undeva într-o aripă stângă a holului și priveam persoanele care intrau în căminul cultural, care intrau la nuntă. Era preț de, spuneam, o secundă, două, cât pășea doi pași, nu, în holul respectiv, îngust, și apoi intra înăuntru. A fost suficient ca să zăresc o rochiță albă, să zăresc doi ochi care m-au văzut, să zăresc un chip care a început să ridice și la mine pulsul, și cred că lucrurile acestea s-au întâmplat. Apoi am mai reușit să-i reîntâlnesc ochii în acel program, și până la sfârșitul nunții îi căutam mereu privirea. Și lucrul acesta s-a întâmplat și continuă să se întâmple în fiecare zi din viață până astăzi. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Spuneam, este importantă sau nu este importantă prima întâlnire? Și dacă în mintea voastră vă răspundeți că da, atunci ar trebui să ne gândim și de ce. De ce este importantă prima întâlnire? Haideți să vedem ce spune Biblia, care este primul raport despre o primă întâlnire dintre doi. Care este primul raport despre prima întâlnire dintre două persoane, primele persoane? Nu știe nimeni. Pot să dau versetul, da? Am auzit o predică și spunea pastorul respectiv că Adam, când a văzut-o, a făcut wow. Nu știu dacă a făcut wow sau cum a făcut. În orice caz, este sigur un lucru, că la sfârșitul unei zile în care Adam a lucrat ce? Ce a făcut Adam în acea parte din zi pe care el a trăit-o după ce a fost creat? Și a fost din ziua a șasea. A dat nume la toate animalele. Și spune raportul biblic legat de faza aceea că pentru el nu era nimic potrivit. Și atunci Dumnezeu a făcut pentru Adam un ajutor potrivit. Momentul în care acest lucru s-a petrecut, s-a realizat, Adam se trezește și spune un lucru. Nu este scris că a căzut pe spate, că a strigat nu știu cum. Raportul biblic spune așa. Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. I-o fi spus Dumnezeu ce se întâmplă cu oboseala aia care a venit deodată așa pe el, că a trebuit să adoarmă sau nu? Nu știm, dar știm un lucru, că Adam a declarat aceasta, că este pentru el, se potrivește pentru el. Și spuneam că prima întâlnire este importantă. De ce este importantă prima întâlnire? Pentru că cine poate să-ți aducă în față persoana cu care să poți apoi să continui frumusețea primei întâlniri. Cine? Doar cine? Doar Dumnezeu. Doar Creatorul
este cel care poate să-ți aducă în față adevăratul tovarăș de viață cu care să te întâlnești. Pulsul crește de multe ori. Eu știu, inima bate, ochii privesc de multe ori și se întâmplă ceva tot mai des, că oamenii sau tinerii nu mai sunt mulțumiți de momentul acela unic de început. Vor să îl trăiască mereu și să îl retrăiască și tot cu alte persoane și tot cu alte persoane. Și atunci se întâmplă că la o întâlnire ți-a crescut pulsul pentru cineva. La a doua întâlnire începe căldura pe coloana vertebrală pentru altcineva. Și la a treia întâlnire pentru altcineva. Și atunci, unde este frumusețea primei întâlniri? Care este, de fapt, atunci prima întâlnire? Aș vrea să vedem că Biblia scoate în evidență că mai este o altfel de primă întâlnire pe care o generează altcineva. Găsim în Cartea Proverbelor, la capitolul 7, versetele de la 10 la 15, câteva cuvinte. Și spune așa: iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără astâmpări. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire. Azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am găsit. O altă întâlnire, da? Îi apare cineva în fața ochilor. Ce fel de femeie era aceasta? Nu spune că era desfrânată, nu? Spune că era îmbrăcată ca una din aceea. Sunt câteva caracteristici aici de care ar trebui să ținem cont. Atât fetele, pentru că mai cu seamă versetul acesta face apel la genul feminin, dar în aceeași măsură se potrivește și băieților. Era îmbrăcată într-un anume fel. Nu îi stătea bine așa. Nu o reprezenta. Dar așa s-a îmbrăcat ea. Îmbrăcămintea exprimă un anumit fel de caracter. Un anumit fel de a fi. De aceea este foarte importantă atitudinea noastră exprimată prin îmbrăcăminte. Ce mai spune despre ea? Era șireată, da? O altă trăsătură de caracter pe care Biblia nu o laudă și nu recomandă niciuneia și niciunuia să o dezvolte. Și retenia, viclenia, șmecheria, atitudinea aceea de a bate șaua, cum se spune în popor, să priceapă calul, nu? Sau cum este vorba aia. Așa, înțelegeți despre ce e vorba. Nu este de recomandat așa ceva. Spune că ea era șireată. Ce mai este scris despre ea? Era bună de gură. Era fără astâmpăr. Nu-i stăteau picioarele deloc. Și se mai întâmplă și lucrul ăsta, că mai întâlnim persoane care nici de cum, cei care se ocupă cu departamentul de tineret și organizează tabere și întâlniri de felul ăsta, le este foarte ușor să descopere caracterul celor care formează sau care vin și sunt prezenți la tabără. Voi nu vă dați seama și foarte greu ne prindem sau realizăm cât de ușor îți dai pe față ceea ce ești înăuntrul tău. Prin felul tău de comportare, prin vorbire, prin îmbrăcăminte, prin atitudine, prin prezența ta, prin felul cum mergi în adunare de când intri și până ieși, de câte ori ieși. Și mi-amintesc că eram la școala misionară și aveam niște fete care știam minutul și aproape toți ne coteam și ne înțelegeam. Acum trebuie să iasă afară. Înainte să se termine serviciul divin, ea trebuia să iasă afară ca să se aranjeze. Ca noi când ieșeam,
să o vedem aranjată. Știam timpul, știam momentul, știam când intră, știam când iasă. Este foarte ușor să descoperi caracterul cuiva. Și aici, acest tip de caracter nu este salutat de Sfânta Scriptură. Spune că picioarele nu-i puteau sta acasă, da? Era fără rușine și pe deasupra mai era și mincinoasă. Știți că mai primim câteodată câte un mesaj și îți spune: ești al 1000-lea, eu știu, ai bonul numărul 1000, ai câștigat cu tare și cu tare și nu știu mai ce. Așa vine și îi spune, zice, chiar la tine s-a nimerit, ai căzut în fața mea, trebuie să-mi descarc dragostea pentru că soțul meu e plecat și tu ești norocosul. Tu ești norocosul și trebuie să trăiești momentul ăsta, să trăim momentul ăsta împreună. Cine aduce persoana asta în față? Cine ți-o aduce persoana asta în față? Spuneam că este importantă prima întâlnire pentru că dacă Dumnezeu realizează lucrul acesta, El poate apoi să te ajute să continui frumosul primei întâlniri. Toată viața. Dar mai este posibil ca altcineva să-ți aducă un alt fel de persoană în față. Și atunci toată viața nu va mai fi frumoasă. Sunt frumoase pe de o parte, așa credem noi, sunt plăcute, sunt, eu știu, mișcătoare momentele astea dinainte, dar se pierd. Se pierd și se uită. Și atunci am auzit o expresie: cât de drag mi-a fost înainte, atât de mult l-am urât după aceea. E posibil așa ceva? Oare așa a intenționat Dumnezeu pentru Adam și Eva? Și dacă pentru ei n-a intenționat așa, pentru noi are în vedere ceva de felul acesta? Nu cred. Eu cred că Dumnezeu are în vedere pentru noi ceva mai bun. Dacă tinerii s-ar întreba, este aceasta calea Domnului sau este o cale falsă pe care vrea să mă conducă diavolul, atunci ei ar primi lumină și ar scăpa de lațul vânătorului. Sunt binevenite câteva recomandări, tot din Cântarea Cântărilor, și versetul spune așa, de la capitolul 8, vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți și nu treziți dragostea până nu vine ea. Căci dragostea este tare ca moartea, jarul este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o nece. V-ați gândit vreodată? Cred că ați citit textul ăsta, da? Nu e prima dată. De ce spune să nu stârnești dragostea când în ea, în dragostea asta, găsești ceva atât de atrăgător și atât de interesant și plăcut? Și de la cine vine dragostea? Cine a așezat, cine a dat omului această capacitate de a iubi, de a îndrăgi, de a fi iubit în același timp, de a avea parte de iubire? Creatorul, Dumnezeu, ne-a dat dragostea. Și atunci de ce spune nu stârniți dragostea? De ce? Pentru că se întâmplă ceva și versetul spunea, jarul ei este tare ca moartea. Când vine moartea, cine poate să fugă din calea ei? Nimeni, da? Jarul ei este jar de foc. Ce face? Spuneam că parcă te ia câteodată cu călduri, da? Te ia cu temperatură și nu mai știi ce ai și cu ce să te mai tratezi. Așa? Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o unece. Ce înseamnă lucrul acesta? Când începe ea, trece peste ce? Peste rațiune, peste logică, peste recomandări, peste sfaturi, peste tot. Ați auzit de expresia a dat în orbul găinii? Ați auzit, da? Cum e asta? Ce înseamnă să dai în orbul găinii? În momentul în care te-a luat căldurile, tu nu mai vezi că nu mai este credincioasă sau credincios, tu nu mai vezi că nu știe să facă mâncare, tu nu mai vezi că nu știe să umble, tu nu mai vezi că nu știe să răspundă, să vorbească, nimic nu mai vezi atunci.
atunci nu vezi decât poate că mașina sau poate că telefonul sau poate că pantalonii strâmți sau poate că glumițele care le face, eu știu, între programe sau pe unde ești, că știe să anime și să țină treaz tot grupul. Nu mai știi nimic și vin părinți și spun, mă, nu-i de tine, mă, o să-ți strice viața, o să el sau ea. Nimic, nu te mai interesează nimic, te-a luat căldura și gata. Pentru că tu ai văzut-o prima dată și ce ai simțit atunci, ei n-au simțit. Păi știu ei să-mi spună. Nu? Dar ce se întâmplă? Nu stârniți dragostea până nu începe ea. Pentru că după ce a început, ea este tare, mai tare ca moartea. Trece, tăvălește totul ca apele. Rupe totul în cale, nu mai ține cont de nimic. Și un alt verset, tot din cartea lui Solomon, spune că și aceasta are vremea ei. Toate lucrurile au vremea lor, precum și dragostea. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Căutarea de cineva, nu? Își are vremea ei, iubitul își are vremea lui. Când și cum se întâmplă lucrul acesta? Prima întâlnire. Spuneam că este importantă prima întâlnire. Când și cum se întâmplă? Spuneam că nu la toți este la fel. Poate că unii au crescut în preajma lui sau în preajma ei toată viața și la un moment dat ceva s-a întâmplat. Au început să vorbească mai mult, au văzut că se aseamănă, că se potrivesc și au început o relație mai temeinică. Alții, așa cum spuneam de experiența mea, a fost un moment în care ai văzut-o prima dată sau l-ai văzut prima dată. Și după aceea au mai urmat și alte întâlniri în care apoi s-au stabilit celelalte detalii cu privire la viitor. Sigur că toate la timpul lor. Mai este o întâlnire și aș vrea să o împărtășesc cu voi legat de un raport, o istorioară biblică. Nu vreau să vă dau referința, că dacă vă dau referința, atunci știți despre cine e vorba. Este un caz relatat în Sfânta Scriptură despre un tânăr, nu știu câți ani avea, nu scrie Biblia câți ani, ce vârstă avea, dar scrie că deținea o moștenire sănătoasă, serioasă, de la părinții lui și o gestiona, o administra cu înțelepciune și cu succes. Avea angajați, avea slujitori, avea oameni care răspundeau unii de alții, de echipele care munceau, care lucrau acolo. Și el venea din când în când să vadă cum se desfășoară lucru. Într-una din zile când vine acolo, pe toți angajați, el îi știa. Le cunoștea viața, știa cine sunt, știa a cui sunt și îi știa, spuneam, în detaliu. La un moment dat, într-una din zile când vine să vadă cum mai se desfășoară treaba, cum lucrează muncitorii, găsește că echipa s-a înmulțit. Mai era cineva acolo. Și se duce la șeful de grupă, de echipă și îl întreabă, a cui este tânăra aceasta? Sigur că ei ajung să discute, apoi ajunge fiecare să se cunoască, schimbă câteva cuvinte, în plină zi, cu martori acolo de față, schimbă câteva cuvinte, câteva impresii despre ei, unul despre celălalt și ea se duce acasă. Se duce acasă și când ajunge acasă, cea căreia îi zicea mamă, imediat descoperă că ceva s-a întâmplat în ziua aceea cu ea. Știu părinții că se întâmplă ceva cu copiii sau nu, la un moment dat. Poate că noi ca soți, ca bărbați, suntem mai plecați de acasă. Dar mamele, vă asigur pe fetele care sunteți aici și sunteți necăsătorite, că mamele vă cunosc foarte bine. Vă cunosc foarte bine înfățișarea voastră, mersul, acțiunile voastre, tot ce faceți. Chiar dacă poate stați în camera voastră, în cuibul vostru, în locul vostru. Imediat își dau seama că ceva se întâmplă acolo sau s-a întâmplat acolo. Nu odată mi s-a întâmplat să vin acasă și să îmi spună soția, vezi că trebuie să discuți cu el. Era mai mare, băiatul nostru.
ceva s-a întâmplat cu el. Și apoi, sigur că în cercul nostru ca părinți, am luat în atenție toate detaliile respective. Spuneam că tânăra vine acasă și cea căreia îi zicea mamă, observă imediat ce s-a întâmplat. Că ceva s-a întâmplat cu ea. Era îmbujorată, era aprinsă, era agitată, poate că scria mesaje, poate că ascundea telefonul, poate că... Nu erau pe vremea aceea, stați liniștiți, dar vreau să spun că așa se întâmplă astăzi. Părinții își dau seama imediat. Prea puțin înțelegeți voi sau cunoașteți voi, pentru că noi am fost așa. Voi n-ați fost ca noi. Dar noi am fost ca voi și la rândul nostru știam și noi cum să ascundem bilețelele, că nu erau telefoane și nu știam să le dăm, delete ca să nu mai vadă nimeni. Acum, ce mai, că e cu amprentă, nu mai intră nici nimeni, nu mai intră acolo, nici hackerii nu mai reușesc. Numai noi știm ce am scris și cui am scris. Dar nu se poate să faci ceva acolo și să nu trădeze înfățișarea, felul tău de a fi, chipul tău, umblarea, mersul, acțiunile, gesturile. Ceva se întâmplă. Spuneam că a venit tânăra asta acasă, probabil că a mai fost și în alte zile la lucru. Dar imediat ea a simțit. Și spuneam, cea căreia îi spunea mamă și ea îi spunea fiică, nu era mamă și fiică, dar așa aveau relația, așa își spuneau ele, imediat își dă seama că ceva s-a întâmplat. Și o întreabă și îi povestește și tânăra își exprimă tensiunea, agitația lăuntrică legată de ceea ce o să se întâmple și cât durează până iarăși o să-l văd și până o să mă întâlnesc cu el și până îmi spune iarăși ceva, până vorbim, până schimbăm priviri și până ne revedem. Și ce îi spune mama, așa cum își spuneau ele? Fii liniștită, fiica mea, până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă, nici el nu o să aibă odihnă. Stați liniștiți, că dacă s-a întâmplat prima întâlnire, sub călăuzirea cuiva, acelui care a știut să ți-o aducă în cale sau să ți-l aducă în cale, la fel va lucra cu aceeași tensiune și în aceeași formă și în același fel și în inima lui. Ce nici el nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul acesta. Știți despre cine este vorba? Poate că unii și-au dat seama. Rut, capitolul 2, 5, ultima parte și citim și am citit și din 3, versetul 18. Vorbim despre o tânără care și-a lăsat poporul și a venit cu soacra ei. După ce soțul îi murise, îi murise și socrul ei, socrul lui Rut și cumnatul ei și mama, soacră, își dorea să se întoarcă înapoi în poporul ei. Aceasta nu se desparte de ea și o însoțește. Și pentru devotamentul ei legat de mama, soacră, cât și de poporul și de principiile din care aceasta făcea parte, Dumnezeu a binecuvântat-o cu un tânăr onorabil. Pentru că acest tânăr, dacă citiți cartea aceasta, este extraordinară, cartea lui Rut. Este ca un roman, ca o povestioare, dar este sub inspirația Duhului Sfânt. Nu este ceva doar de senzație. Dar ești plăcut impresionat acolo când vezi că această primă întâlnire a fost sub călăuzirea lui Dumnezeu și în felul acesta s-a desfășurat în văzul tuturor, nu în întuneric și nu în ascuns a avut loc prima întâlnire sau continuarea ei, ci la lumina soarelui. Apoi, știți ce a făcut tânărul acesta? Spuneam că, deși tânăr, avea un cuvânt care era respectat în societate. Știa să trăiască în așa fel încât să aibă autoritate. A chemat bătrânii cetății, i-a adus în față și i-a pus cazul ori dorința pe care el intenționa să o aibă. Și sub această prezență și sub privirea martorilor a avut loc la timpul cuvenit căsătoria și relația dintre Boaz și Rut, care a fost sau care a generat, a continuat șirul acestei legături genealogice
de la Adam și până la Isus. Și până la Isus. Citiți în Matei capitolul 1 și veți vedea că printre cei memorați acolo este și Boaz, este și David, pentru că cel care s-a născut din Rut și Boaz a fost bunicul, străbunicul lui David. Nu? Bunicul sau străbunicul? Nu mai rețin chiar exact. Dar a fost cineva care a continuat, unul dintre cei care a continuat acest fir al legăturii genealogice dintre Adam și Isus. Mergem mai departe, nu mai este mult. Este ceva frumos și Dumnezeu este preocupat de lucrul acesta. Ca să existe legături frumoase între oameni. Oriunde mergem, oriunde ne întâlnim, Dumnezeu aduce în fața noastră, în contactele noastre, persoane și lucrul acesta este în grija Lui. Este preocupat ca să stabilească cele mai frumoase și profunde și gingașe legături omenești. Este lucrarea pe care El știe să o facă foarte bine. Când și cum se întâmplă? Când și cum are loc această primă întâlnire? O știți și voi foarte bine în viața socială, în activitățile de biserică, pe la nunți, la tabere, cunoștințe, programe de tineret, ieșiri în natură, priviri, jocuri, zâmbete, mai sunt și glumițe, mai sunt și bancuri pe acolo. Trebuie să fim atenți, nu știu cât dintre ele sunt acceptate ori plăcute lui Dumnezeu în acest fel de relație pe care îl dezvoltați acolo. Ce este greșit? Haideți să vedem ce este greșit, fără urmă de îndoială că acest pas, căsătoria, este unul din cei mai importanți pași din viață. Iar când este făcut doar sub impulsul sentimentului, apare greșeala. Deci sentimentul, trăirea, este ceva ce Dumnezeu a așezat în noi. Dar când primează acesta și totul se face după sentiment, cum a spus cineva, ia-mi-o că îmi place, căci îmi place, da? Cine a spus asta? Samson a spus, da? Îi spuneau părinții, măi, nu-i din poporul ăsta, are alte principii. Și l-a trădat până la urmă. L-a trădat prima, l-a trădat a doua și așa mai departe. Pentru că el a mers doar după sentiment. Atunci este greșit. Când totul se rezumă la divertisment, ilaritate, glume și râs până seara târziu și nu ne mai săturăm, dragii mei, îmi pare foarte rău să spun, nu este prezent Dumnezeu la această primă întâlnire. Le spuneam și copiilor mei, eu înțeleg, îmi place să mă joc, îmi place să sar, îmi place să bat mingea, mai spun câteodată și glume și îmi place să cânt cu tinerii și să stau cu ei, și cu ai mei și cu alții. Dar le spuneam așa, măi, programul e program. Când se încheie programul, mai zâmbim, ne spunem un cuvânt de bun venit sau eu știu altceva. Dar cât e program, e program. Când se încheie programul, când am stabilit o oră de culcare, când am stabilit o oră de desculare, nu ne mai putem pune capul pe pernă la timp și cu siguranță că nici dimineața nu ne mai putem trezi așa când trebuie. De aceea este important să ținem cont și de aceste detalii. Cum să te comporți totuși la prima întâlnire? Nu cerem sfatul experților, ci vorbim despre ceea ce spune Spiritul profetic. Să nu rostești niciun cuvânt și să nu faci nicio faptă pe care îngerii ți-o notează și ea va rămâne acolo sus, scrisă în dreptul tău. Deci să fim atenți legat de detaliile acestea. Niciun cuvânt și nicio faptă pe care nu ai dori ca îngerii să o vadă și să o înregistreze în raportul tău din cărțile din ceruri. Acest pas necesită multă analiză și rugăciune. Pentru ca prima întâlnire să fie reușită, ce altă întâlnire trebuie să aibă loc înainte? Pentru ca prima întâlnire să fie reușită, ce altă întâlnire trebuie să aibă loc înainte? V-ați gândit vreodată? Înainte de prima întâlnire, trebuie să mai aibă loc o altă primă întâlnire. Și apoi, prima întâlnire dintre tine și cel cu care îți vei continua viața în cele mai înalte culmi ale trăirilor pe care Dumnezeu le-a rezervat pentru familie și pentru voi,
Înainte de aceasta trebuie să aibă o altă întâlnire. Și unul dintre fiii lui Core a scris un psalm deosebit. Psalmul 45, versetul 2. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Cui făcea referire? La cine făcea aluzie acest verset? Cine este cel mai frumos dintre oameni? Cine avea o statură chiar și atunci când era bătut și scuipat? Ați citit vreodată cartea Hristos în istorie? Care a citit cartea Hristos în istorie? Ați citit cartea, da? Sunt câțiva care au citit cartea Hristos în istorie. Și scrie acolo că și în momentele acelea în care Domnul Iisus era târât dintr-o parte în alta, statura lui era demnă, avea un chip extraordinar, vorbea despre frumusețe, despre creațiune, despre puterea lui Dumnezeu descoperită în el. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Pentru ca prima întâlnire să fie reușită, trebuie să aibă loc o întâlnire dintre tine și Iisus. Trebuie ca tu să reușești să-i descoperi frumusețea și chipul lui în viața ta. Altfel, prima întâlnire va fi un eșec. Trăiești ceva ce nu ți-ai mai dorit să trăiești niciodată. Fiorul și, spuneam, viteza sângelui și tensiunea care ai trăit-o cândva și pe care ți-ai dorit și alergi după așa ceva, nu ți-ai mai dorit să se repete niciodată. Dacă nu are loc această primă întâlnire între tine și Iisus, dacă nu reușești să-i vezi frumusețea, chipul său în viața ta, rolul lui în viața ta, ca el să-ți poată conduce pașii, să-ți poată călăuzi mintea și să-ți aducă în față nu aceea îmbrăcată ca o desfrânată, nu aceea care nu-i stau picioarele acasă, nu aceea care sau acela care știe să mintă, știe să întoarcă, știe să facă cine știe ce afaceri încât să îi puște buzunarul de bani. Nu acesta este scopul ca prima întâlnire să fie reușită. Să aibă un BMW afară sau să aibă eu cine știe ce gadgeturi sau aparate sau telefoane sau minuni. Nu alergați după așa ceva. Este o primă întâlnire falsă pe care diavolul vrea să vă pună în față și cădem la multe din acestea. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Iisus Hristos este cel care poate să-ți conducă pașii ca trăirile de la prima întâlnire să fie continuate mereu, până la sfârșitul vieții, într-o frumusețe mereu unică, pentru că fiecare vârstă are bucuriile, are surprizele, are momentele ei neîntâlnite până atunci. Și Dumnezeu ți le poate rezerva ca acestea să-ți fie speciale și binecuvântate. În niciun alt moment al vieții, primirea unui sfat corect nu este așa de importantă ca atunci când un tânăr se gândește la căsătorie, deoarece Dumnezeu te iubește și vrea să ai viață veșnică și un cămin fericit. Spuneam că el intenționează să continue această frumusețe a primei întâlniri și mai departe. Ce ai de făcut în sensul acesta? Isaia 55:6 spune că este o urgență să-L cauți pe Iisus. Du-te în cămăruță, du-te în relația ta personală cu El și începe să-L cauți. Strigă după El: Doamne, dacă până acum nu ți-am văzut chipul și nu știu cum arăți, n-am reușit să-ți privesc și să îți descoper frumusețea, descoperă-te astăzi inimii mele și fă ca apoi să-ți păstrezi chipul mereu înaintea mea și în felul acesta să-mi aduci înainte acela, pe acela sau pe aceea cu care apoi să continui ceea ce tu ai pus deoparte pentru viața în doi. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Este un fragment mai lung, am subliniat câteva idei. Pleacă din societatea celor necredincioși. Acest lucru ai de făcut. Dacă ești într-o societate cu o influență negativă, care te conduce doar la acel tip de fată despre care am vorbit mai devreme, fără astâmpăr, mincinoasă, care știe să vorbească și care aleargă și sare în gât și de acest fel pot să fie și băieții, pleacă din societatea aceasta. Consacră fiecare moment din viața ta pentru a-L căuta pe Domnul. Alege să trăiești între
Tu trebuie să alegi între egoism și păcat pe de o parte și Hristos, curăția și neprihănirea sa pe de altă parte. Nu încerca să faci nimic fără ajutorul Lui. Și două versete aș vrea să mai citesc înainte de încheiere. Două referințe biblice, mai bine zis. Ieremia 29 este ceea ce Domnul a pus deoparte pentru tine. Și dacă El a știut să-i aducă lui Adam un tovarăș potrivit, versetul care l-auzim aproape la fiecare nuntă, un ajutor potrivit. Cine poate să-ți aducă în viață și înainte și să-ți facă întâlnire cu ajutorul potrivit? Doar Dumnezeu. Și El știe și vrea să-ți facă și ție cunoscut că are rezervate pentru tine cele mai înalte gânduri de bucurie și de trăire. Și dacă Îl vei căuta cu toată inima, El se va lăsa găsit de voi. Exact pentru aceasta a venit Iisus. Să-i mulțumim că a venit să ne ajute să avem totul din belșug. Nimic nu ne dă cu zgârcenie, cu reținere. El totul vrea să ne dea din plin, să trăim din plin chiar și acest moment al primei întâlniri. Fie ca, dacă până aici ați avut astfel de prime întâlniri și poate că s-au repetat cu fiecare adunare sau cu fiecare altă ocazie, s-au schimbat protagoniștii, s-au schimbat persoanele, să nu se mai repete lucrul acesta. Păstrați-vă fiorul și păstrați-vă trăirile lăuntrice pentru momentul în care aveți convingerea și asigurarea că cel care se află sau cea care se află în fața ta este cea pe care Domnul ți-a scos-o în cale și nu celălalt domn. Și în felul acesta, ceea ce vei trăi la prima întâlnire se va putea continua o veșnicie. Fiți binecuvântați. Amin.